Ungurii cu tremură toată Europa. Anunțul cumplit venit direct de la Budapesta trebuie oprită. Ungaria face un apel pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene, în contextul în care războiul din Ucraina a creat serioase provocări. Ministrul de Ungar de Externe consideră că UE a greșit până acum prin tergiversarea acestei extinderi. Ministrul Ungar de Externe, Peter Sijarto a făcut apel miercuri la accelerarea extinderii Uniunii Europene cu statele Balcanilor de Vest. El a subliniat faptul că războiul din Ucraina a pus UE în fața unor serioase provocări și arată că Uniunea a făcut o greșeală tergiversând extinderea în trecut. Dacă Balcanii de Vest ar fi făcut parte din bloc, impactul dramatic al actualei situații dificile ar fi putut fi gestionat mult mai ușor și ar fi întărit de asemenea blocul comunitar în fața imigrației legale. A declarat ministrul de externe ungar într-o conferință de presă comună la Sarajevo cu omologul său din Bosnia-Herzegovina, din Konakovic. Presiunea migrației va crește. Peter Sijarto a criticat statele membre care, potrivit lui, Susțin retoric extinderea, dar altfel continuă să blocheze procesul și le-a cerut țărilor anti-extindere să nu se mai opună lărcirii. Înrucât acest lucru dăunează Uniunii și reprezintă un risc de securitate națională pentru Ungaria. Potrivit ministrului ungar de externe, Cauzele fundamentale ale migrației se agravează și de aceea presiunea migrației este de așteptat să crească și mai mult față de nivelul deja ridicat de anul trecut, când autoritățile ungare au înregistrat 265.000 de tentative de intrare ilegală. Migrația este periculoasă și trebuie oprită, iar noi știm că prin întărirea cooperării cu statele Balcanilor de vest putem opri mai eficient valurile migrației a insistat si Charton, relatează Metei. Potrivit Ager Press.